poca. În Cluj, la Apoca. Și din București. Bine! Dumnezeu ne-a creat singur noi pentru El. Nu și pentru dracu, și pentru patin, și pentru îndoielile noastre, să nu știm ce să facem cu viața asta care nu vă dați seama cât este de scump timpul care o trăim. Vedeți, eu nu sunt pentru să vă nevoiți cu jefi de metane, sunt pentru prezență continuă a Sfântului nostru, a inimii noastre. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele noastre, are nevoie de inima noastră. Și poți, fără cuvinte, să ai o stare de prezență continuă. Te-a vorbit de rău cineva. E o mare greșeală. Dacă dumneavoastră reușiți să vă stăpâniți limba, să nu mai vorbiți de rău, nu vă mai cer nimeni nimic decât asta, e destul. Dacă ți-a zis o vorbă, s-a dus în vânt, nu te-a rănit cu nimic, dar dracu nu te lăsa, știi și tu. Și uite așa, ți-ai pierdut veșnicia. Ați auzit că există veșnicie. Și spune așa într-o, dacă știi că există veșnicie și nu ți-i contă nimic în viața asta, mergi închis în casă de mine. Pentru-i vremea. Niciodată, niciodată nu-i cineva degeaba lângă tine. Are un lăsat de Dumnezeu cu rost, ori să-l folosești, ori să ne folosești. Și tu zici, dacă e plin de râie, dacă e plin de păduci, dacă e plin... E de ăla, nu-i degeaba lângă tine. Nu mai vorbiți de rău. Nu mai ținem cuvântări filozofice. Dar dreptă, nu mai vorbiți de rău. Într-un sat, în departe de pustie, era un părinte pusnic acolo. Și venea din satul lui să-l viziteze. Și ei ziceau că în satul lor este alocutare un om rău. Și a întrebat pusnicul pe ăla care alocutare mai tot rău, tot rău părinte, a zis. Și el a zis, of, 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 atât. Și atât. A treia zi a venit un înger și a spus, m-a semnit Dumnezeu să te întrebăm, că a murit omul ăla care văzea că e rău. Și te întrebăm să-l duce în rai sau în iad, că voi l-ați judecat. Ăsta și-a dat seama. După cum și neastră că vă dați seama acum, a căsut cu fața la pământ, și a trecut ani de zile fără să primesc un răspuns de iertare. Nu vă jucați cu vorbirea de rău, pentru că existența noastră a tuturor, că suntem aici, că suntem în altă parte, sau în familie, numai Dumnezeu o ține. Că zice așa Mântuitorul și asta ne îndreptățește să zicem și noi mai departe. Nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Deci gândurile... Tot ce faci, suntem guvernați de Dumnezeu. Dumneavoastră nu vă dați seama cât de grav este să fii, dacă te-a lovit cineva, să-i urgești cu fel de fel de echipe de bătaie, răzbunare. Cea mai mare greșeală. Moartea e o realitate. Nu vine să-i faci o cafea. Raiul e realitate, iadul e realitate. Uite, eu am avut să... Hai să vă spun. 5-6 ani, sunt 100 de ani.
Mulțumesc. Degeaba ziceți. Am fost chemat în viața mea la multe căpătii de morți. Să-i ajut, să-i salvez, să-i înviez. Și fraților, am trăit în pușcării. Ani, ani, am trăit în pustii. Dar nu m-am folosit atât de adânc și de simțit ca la căpătul morților. Țipete. Vedeau, intru într-un necunoscut, nu era pregătit. Vreau să mai trăiesc o zi. Și zicem noi care ne scăldăm în ani, ce să facem într-o zi? Eu zic, nu o zi, o clipă. Și e foarte important. Că o repet, Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele noastre, ci de inima noastră. Și la o conferință unde am ținut-o pe la Constanța Paici, mi-a scris bilete după ce am vorbit să răspund. Și unul m-a întrebat așa, ce melodie îmi place? M-am închipuit. La prima secundă așa am fost încurcat că nu cunosc melodii străine. Dar am spus, zic, îmi place bătaia clopotelor. Care pe latinește înseamnă așa. Vivos voco, mortuas plango, culmina frango. Cheamă vii, plânge morții, îmi frăște viporile. Asta îmi place. O melodie cu semnificație. Nu să mă dezbrace și cum voia vreo galaxie o să fugă și eu între picare pe tine pe acolo. Cine ar îndrăzni să spună, a răspunde acea din urmă, că n-a știut ce să facă ca să îi zic? Cine ai știut? N-ai auzit bătăia clopotelor? Care niciodată nu bate degeaba. Mie de multe ori și îmi cer scuze, când sunt invitat să le țin cuvânt, mi-e frică că nu o să împlinească și vă încarc mai rău. Pentru că, așa cum a spus odată un ucenic la părintele lui, să-i dea un sfat. Și i-a dat un sfat. Și zice, părintele, și mai departe, nu, ce stai să-ți fac pe ăsta, să-i formă în veșul al doilea. Va să zică, ăsta e la conștient. Și i-a dat părintelui inspirația să-i vorbească cu adevărat ce trebuie. Adică vreau să vă spun că mi-e frică că răspundeți tot ce vă spun eu. Pentru că eu când eram mai tinerel, s-a dus mămica mea la biserică. Și ne-a spus așa, mamă, vin un călugăr, a zis că ce frumos a vorbit. Dar eu ce-a vorbit, mămică? Nu știu ce-a vorbit, dar a vorbit frumos. Asta vă spun și eu acum. Și duceți-vă acasă. Pe rămâna, părinte. Nu mai vorbiți de rău și sunt mulțumit și eu și Dumnezeu nu. Pe rămâna, părinte. Dragii mei, îmi cer scuze, am făcut ce am putut și consider că e destul. Orice vorba care o spun, să știți că suferă Hristos. Și să știți că nu se păcălește. Orice gând a spus că la el își cunoaște. Vă repet, dracu, e un tolerant, nu e o putere, nu vă temeți de el. Ori că ai motivul unei întristări sau supări, nu mă dă la dracu. Aveți suflet păzitor. Aveți pe Maica Domnului, stăpâna cerului și a pământului, care e foarte supărată pe și care nu cer nimic. Avem atâta puțință, dar ne mântuim de creștin și supărat și amărât. Bălerin și veler, Doamne, știți? Vă rog foarte mult să vă folosiți în călătoria dumneavoastră, pentru care vă laud și vă fericit că, uite, căutați cuvântul. Când a fost cu putință, îl spunem. Sunt multe de spus, să știți. Dar de ce să vă spunem? Că sunt foarte multe cunoscute de voi. Dar stau ascunse acolo undeva. Sunt alene și nu mai rămâne somn. Și-a dat seama
Și făcut și astfel să vă dați seama acum, a căsut cu fața la pământ și a trecut ani de zile fără să plec cum răspunde iertare. Nu vă jucați cu vorbirea de rău, pentru că existența noastră a tuturor, că suntem aici, că suntem în altă parte, sau în familie, numai Dumnezeu o ține. Că zice așa Mântuitorul și asta ne îndreptățește să zicem și noi mai departe. Nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Deci gândurile, tot ce faci, suntem guvernați de Dumnezeu. Dumneavoastră, nu vă dați seama cât de grav este să fii, dacă te-a lovit cineva, să-i urgești cu fel de fel de echipe de bătaie, răzbunare. Cea mai mare greșeală. Moartea e o realitate. Nu vine să-i faci o cafea. Raiul e realitate, iadul e realitate. Uite, eu am văzut să... Hai să vă spun. Peste 6 ani, sunt 100 de ani. Mulțumesc! Degeaba ziceți. Am fost chemat în viața mea la multe căpătii de morți. Să-i ajut, să-i salvez, să-i înviez. Și fraților, am trăit în pușcării. Am trăit în pustii. Dar nu m-am folosit atât de adânc și de simțit ca la căpătul morților. Țipete! Vedeau, intru într-un necunoscut, nu era pregătit. Vreau să mai trăiesc o zi. Și zicem noi care ne scădem în ani, ce să facem într-o zi? Eu zic, nu o zi, o clipă! Și e foarte important. Că o repet, Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele noastre, ci de inima noastră. Și la o conferință unde am ținut-o pe la Constanța Bai, mi-a scris bilete după ce am vorbit să răspund. Și unul m-a întrebat așa, ce melodie îmi place? A primă secundă așa am fost încurcat că nu cunosc melodii străine, știi? Dar le-am spus, zic, îmi place bătaia clopotelor. Care pe la tine? Două vorbe mele, folos, dacă putem. Măi, dragii mei, Dumnezeu ne-a creiat singur noi pentru El. Nu și pentru dracu, și pentru patim, și pentru îndoielile noastre, să nu știm ce să facem cu viața asta care nu vă dați seama cât este de scump timpul care o trăim. Vedeți, eu nu sunt pentru să vă nevoiți cu zeci de metanii, cu... Sunt pentru prezență continuă a inimii noastre. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele noastre, are nevoie de inima noastră. Și poți, fără cuvinte, să o stare de prezență continuă. Te-a vorbit de rău cineva. E o mare greșeală. Dacă dumneavoastră reușiți să vă stăpâniți limba, să nu mai vorbiți de rău, nu vă mai cer nimeni nimic decât asta, e destul. Dacă ți-a zis o vorbă, s-a dus în vânt, nu te-a rănit cu nimic, dar dracu, nu te lăsa, știi și tu. Și uite așa, ți-ai pierdut veșnicia. Ați auzit că există veșnicie. Și spune așa într-o, dacă știi că există veșnicie și nu ți-i contă nimic în viața asta, mergi închis în casă. Nu, pentru-i vremea. Niciodată, niciodată nu-i cineva degeaba lângă tine.
are un lăsat de Dumnezeu cu rost, ori să-l folosești, ori să ne folosești. Și tu zici dacă e plin de râie, dacă e plin de păduți, dacă e plin... E de ăla, nu-i degeaba lângă tine. Nu mai vorbiți de rău. Nu mai ținem cuvântări filozofice. Dar dreptă, nu mai vorbiți de rău. Într-un sat, în departe de pustie, era un părinte pufnic acolo. Și venea din satul lui să-l viziteze. Și ei ziceau că în satul lor este alocutare un om rău. Și a întrebat pusnicul pe ăla care mă, alocutare mai tot rău, tot rău părinte, a zis. Și el a zis, of, 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 atât. Și atât. Ne-a creiat singur noi pentru el. Nu și pentru dracu, și pentru patin, și pentru îndoielile noastre, să nu știm ce să facem cu viața asta care nu vă dați seama cât este de în timpul care o trăim. Vedeți, eu nu sunt pentru să vă nevoiți cu zeci de metanii, cu... sunt pentru prezență continuă a Domnului, a inimii noastre. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele noastre, are nevoie de inima noastră. Și poți, fără cuvinte, să o stare de prezență continuă. Te-a vorbit de rău cineva. E o mare greșeală. Dacă dumneavoastră reușiți să vă stăpâniți limba, să nu mai vorbiți de rău, nu vă mai cer nimeni nimic decât asta, e destul. Dacă ți-a zis o vorbă, s-a dus în vânt, nu te-a rănit cu nimic, dar dracu nu te lăsa, știi și tu, sunt așa, ți-ai pierdut veșnicia. Ați auzit că există veșnicie. Și spune așa într-o, dacă știi că există veșnicie și nu ți-i contă nimic în viața asta, mergi închis în casă de mine. Nu, pentru vremea. Niciodată, niciodată nu-i cineva degeaba lângă tine. Are un lăsat de Dumnezeu cu rost, ori să-l folosești, ori să ne folosești. Și tu zici dacă e plin de râie, dacă e plin de păduți, dacă e plin... E de ăla, nu-i degeaba lângă tine. Nu mai vorbiți de rău. Nu mai ținem cuvântări filozofice. Dar dreptă, nu mai vorbiți de rău. Într-un sat, în departe de pustie, era un părinte pufnic acolo. Și venea din satul lui să-l viziteze. Și ei ziceau că în satul lor este alocutare un om rău. Și a întrebat pusnicul pe ăla care mă, alocutare mai tot rău, tot rău părinte, a zis. Și el a zis, of, 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 atât. Și atât. A treia zi a venit un înger și a spus, m-a semnit, ne-a zis să te întrebăm, că a murit omul ăla care vă zice că e rău.